În ședința de prezentare a stării învățământului Selejan în anul școlar 2013-2014, susținută de inspectorul școlar general Maria Pop, la punctele slabe prezentate apărea o rată a abandonului școlar în creștere. Astfel, numărul copiilor care în anul școlar trecut au părăsit școala este de 329, față de 281 în anul școlar 2012-2013. Situația efectivelor de elevi la sfârșitul anului școlar, din totalul de elevi existent, avem și elevi veniți prin transfer 455, plecați prin transfer 428, în străinătate 38, abandon școlar 329, alte situații 128 și exmatriculați fără drept de înscriere un elev. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, principalele cauze ale abandonului școlar au fost dezinteresul pentru școală, situația financiară precară a familiilor din care proveneau copiii care au abandonat școala, dar și plecarea la muncă în străinătate a părinților. Cei mai mulți elevi care au părăsit școala au fost în învățământul liceal, de unde au plecat 129 de elevi, 30 din mediul urban și 99 din mediul rural. În învățământul gimnazial au fost 111 elevi care au abandonat școala, iar din învățământul primar au plecat 58 de elevi.